Consilierii județeni au aprobat propunerea Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava de reducerea timpului de staționare gratuită în parcările unității medicale de la 30 de minute la 15 minute. De asemenea, au agreat și revenirea la tariful de 100 de lei pe lună a abonamentului de parcare pentru angajații unității medicale începând cu 1 august anul curent. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că solicitarea spitalului referitoare la tarife a fost bine motivată și interesul este de fluidizare a traficului în curtea spitalului. În primul rând, domnul manager, e un angajament indirect al dumneavoastră că vă veți ocupa să se întâmple foarte rapid externarea. Asta înțeleg eu din această chestiune. În al doilea rând, să fim realiști. Noi trebuie să fluidizăm în curtea spitalului, trebuie să asigurăm confortul pentru fiecare de acolo. Dacă aglomerăm sub pretextul că stai 15 minute, jumătate de oră sau o oră și jumătate, s-ar putea să fie una din sursele de aglomerare degeaba, că la cei gratis și degeaba, acolo se rup nasturii în general. Aici trebuie să fim noi foarte atenți. Deci pentru mine e mulțumitor răspunsul managerului care spune mi-am luat toate măsurile ca familia, cei care vin, să știe și să nu vină cu două ceasuri înainte în curtea spitalului sau să plătească, dacă e altceva, să vină exact la timp. Asta era singura problemă. Noi acolo o să vedeți în viitor, trebuie să ne gândim și la alte dezvoltări, pentru că discutăm de Facultatea de Medicină, care va mânca o parte din locurile actuale de parcare. Trebuie să găsim alte soluții. Și asta ne va obliga să fim și mai riguroși în gestionarea timpilor de parcare la Spitalul Județean Suceava.